Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan și sunteți la o nouă ediție Părinți de gașcă. Mă bucur foarte tare să fim împreună și în această dimineață și să încercăm să descoperim ce sunt părinții de gașcă, cu ce se ocupă și mai ales cu cine se ocupă ei. Cum putem să rămânem părinți de gașcă pentru copiii noștri, indiferent de provocările pe care ni le aduce viața, personale sau profesionale. Astăzi am o invitată specială, foarte dragă mie. Am mai făcut o discuție pe această temă a părinților și copiilor acum foarte mulți ani. Între timp s-au întâmplat niște evenimente în viața familiei domniei sale, așa că astăzi invitată este doamna Mihaela Joană. Bună dimineața! Bună dimineața! Este frumoasă viața în companie plăcută. Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Mi-am dorit foarte mult să vorbim în cadrul acestei emisiuni, pentru că eu sunt foarte curioasă cum au reușit doi părinți implicați în diplomație și în evenimente la un nivel atât de înalt să rămână părinți de gașcă. Așa că astăzi, cu doamna Mihaela Joană, o să ne rezumăm la relația părinți-copii. Sigur. Și o să încercăm să aflăm cum a fost și cum este în continuare, pentru că rămâne sarcina noastră copilul. Așa chiar e, dacă copilul face... e copilul nostru toată viața. Alexandru are 31 de ani, și Ana Maria? Și Ana Maria 29. Da. Cum se vede rolul de părinte privind în urmă? Acum se vede foarte bine. Suntem amândoi foarte mândri, încântați de rezultat. Bineînțeles, crescând, ești tot timpul cu teamă și ești tot timpul în priză și vrei să îi îndrumi, să-i protejezi, să corectezi anumite lucruri, dar și să-i faci puternici pe picioarele lor. E tot timpul o luptă între aceste noțiuni. Și am o glumă: când era adolescent Alexandru și îl pisam cu diferite lucruri, îmi spunea, zice, tu ai proiectele tale, zice, ai Crucea Roșie, ai fundația, zice, vezi cumva, ocupă-te de proiectele tale. Și i-am spus, zic, Alex, tu și Ana sunteți proiectul vieții mele. Zic, nu contează nimic altceva, dacă voi ieșiți bine ca oameni și pe picioarele voastre, zic, ăsta e proiectul vieții mele. A rămas așa puțin surprins, dar așa este. Cred că orice mamă își dorește în primul rând să-i fie bine copiii și după aceea vin celelalte, știu eu, hobby-uri, îndeletniciri, joburi pe care le are. Mie îmi place să spun că adevărata judecată o avem în fața copiilor, nu în fața lumii. Și la capăt ei vor spune dacă am făcut bine sau n-am așa făcut e, bine. Așa e. Și de ce spun că sunt bucuroasă și am senzația că mi-a ieșit proiectul vieții mele, este pentru că, pe de-o parte, avem o relație foarte bună, comunic foarte bine cu amândoi copiii, ei sunt foarte buni prieteni și comunică între ei și sunt fericită, mulțumită de valorile și de personalitatea și de felul de oameni care sunt, care au ieșit. Dacă ar fi să spuneți, mă mândresc cu Ana Maria pentru că... Mă mândresc cu Ana Maria pentru că este un om foarte bun, foarte empatică și are abilități sociale extraordinare. Și are un IQ social extraordinar. Și mă mândresc cu Alexandru pentru că... Și mă mândresc cu Alexandru pentru că este un tânăr foarte bine educat, foarte inteligent și bărbat pe care te poți baza. Ce frumos! Care au fost cele mai mari provocări? Uf! Au fost multe. Prima, după părerea mea, a fost mutarea
înapoi acasă după 5 ani petrecuți în Statele Unite, unde Ana a plecat când avea 6 luni și Alex avea 2 ani jumate. Deci Alex la întoarcere avea 8 ani. Pentru el a fost mai grea întoarcerea, pentru că a fost, era un alt sistem și, gândiți-vă, era Bucureștiul din 2001. Era șocat că, știu eu, se scuipă pe stradă, că se bat copiii la școală, că, adică a fost un șoc cultural, să spun așa. Asta a fost o primă, să zic așa, dificultate de gestionat, după care anii adolescenței, aș spune, și cred că orice părinte are anumite griji și... Au fost dificili? Au fost... Provocatori? Puțin, da, dar pentru un părinte care n-are nicio problemă cu copiii, în momentul în care devine puțin rebel sau în care simți că nu mai ai voce sau influență și câteodată ai senzația că îți scapă din mână și dacă ești un control freak, e greu. Eu în perioada adolescenței mai am scris o carte care se numește Fii de partea mea, tratat de suportarea hormonilor la adolescență. Cred. Pentru că s-a culcat zână și s-a trezit diavol, peste noapte. Și îmi spuneau oamenii, o să vezi, e o transformare. Zis, nu se poate. Da, eu da, știu ce am crescut. Cunosc copilul. Da. Cunosc copilul. Ah, și deci... aveam, am citit foarte multe cărți de parenting cât locuiam în America. Pentru că aici nu exista nimic pe vremea aceea. Am avut o vecină care mi-este prietenă și acum, chiar peste drum, când am sosit acolo, după 3-4 zile sună la ușă cineva și era o tânără cu un copilaj de 6 luni pe șold așa ținut, un cățel în lesă și un platou cu prăjituri. Și era vecina de peste drum. Să vă spună bun venit. Să ne spună bun venit, cât de mult se bucură că e o familie cu copii care sunt aceeași vârstă cum sunt copiii ei. Și vreau să spun că după câteva zile mi-a adus un teanc de cărți. Cum să fii mama unui băiat de 5 ani, cum să fii, cum au ei cărți pe toate categoriile, cum să-i faci pe copii să se înțeleagă bine, cum să comunici, cum să... Și am rămas bune prietene, copiii au mers la aceeași școală, am învățat foarte mult despre parenting în Statele Unite. Și cred că e un lucru atât de necesar în România să știm cum să ne educăm copiii. În fericire, astăzi sunt foarte mulți oameni care vorbesc despre asta. Da. Sunt foarte mulți specialiști care și-au dedicat cercetările în domeniul acesta și părinții au de unde să aleagă. Așa este. Dar să nu uite că să stea cu copiilor și să facă lucruri împreună cu ei, nu o să înlocuiască nicio carte, niciun curs, niciun podcast, nicio emisiune. Așa e, dar pe de altă parte noi vorbim despre oamenii care urmăresc podcasturi, care au acces la cărți, informații. Dar cei 8 ani de președinte al Crucii Roșii m-a dus în locuri în care informațiile astea nu ajung și care ar beneficia de un sprijin mai ABC, așa, mai pe care îl pot face asistenții sociali, pe care îl pot face, știu eu, oamenii din comunitate, o familie mai răsărită din comunitate. Eu și trebuie să m-am gândit, doamna Joana, la preotese. Da. Pentru că mie mi se pare că preotesele, soțiile de preoți, au o influență foarte sunt mare. Iconurile comunităților așa de la sate. Așa e. Pentru că femeile fac ce face preoteasa, se îmbracă, se uită cum se îmbracă doamna preoteasă și ele ar putea să devină agenți educației emoționale. În primul rând, asta este principala problemă. Așa e, sunt sigură că absolut toate mamele, indiferent de nivelul de educație, de sărăcie, de orice, vor binele copilului lor. Pentru câteodată știu, mamă, alteori nu știu cum. Pentru orice mamă, copilul ei și pentru orice tată, pentru foarte mulți tați, să nu zicem orice, dar presupunem și ne dorim
să fie copiii proiectul lor principal. Și un lucru pe care îl văd astăzi și mă bucură foarte mult, implicarea taților, care este incomparabil mai mare decât era pe vremuri. Da. Schimbă pamperi și ies cu copiii la plimbare. Când ieșim la plimbare și văd tați cu cărucior, cu bebeluș, adică care nici nu stă în fund, deci sunt absolut încântată că are curajul să iasă cu el, că poate să plângă, trebuie să-i dai apă, trebuie să faci ceva, știi, și nu e teamă și eu sunt implicați. Eu am făcut la un moment dat întâlniri cu părinți și în care învățam să se joace și aveam câteva sute de părinți într-o sală și întreb majoritatea mame și întreb care dintre voi și-au lăsat copiii cu tatăl acasă și să plece într-un weekend. Să ridice mâna. Nu cu bona, nu cu bunica, nu cu numai sora, cu tata. Cu tata. Cred că erau dintr-o sală de câteva sute, 5-6 maxim. Și le-am zis, ok, ați avut încredere să faceți copii cu ei, dar n-aveți încredere să-i lăsați 3 zile? Dar câte povești sunt când copilul adoarme copilul și de fapt adoarme tata, copilul cade din pat și așa. Urmă povesteau mămicile, l-am lăsat o jumătate de zi și am găsit copilul murdar din cap până în picioare și n-a reușit să îl hrănească și n-a reușit. Dar se străduiește, Digi. Da. Mie îmi place să cred că relația copilului cu tata stă în mâinile mamei. Așa este. Și că mama trebuie să facă loc taților în așa viețile este. Copiilor lor. Așa este. Și la noi asta a fost o provocare. Cum a fost? Mai ales, adică practic toate perioadele, să spun că și perioada de America cât era ambasador lucra foarte mult. Era o perioadă foarte intensă. Și politic era o perioadă. Da, da, da. Era România... pentru intrarea României în NATO și era... atât de mult de făcut, deci făceam mic dejun, prânz, cină, ceaiuri, aveam evenimente zi de zi în reședință și bineînțeles că Mircea lipsea mult. Dar, așa cum spuneați, mama are un rol foarte important. Și apoi când am venit în România, era ministru de externe, președinte OSCE, era zburat în toate părțile lumii, acasă era rar și când venea era târziu seara, copiii dormeau. Și întotdeauna, dacă lipsea la un spectacol sau la un meci de fotbal la lui Alexandru sau și Ana juca fotbal la 5 ani în America, la o serbare, le spuneam tot timpul copiilor că adică ori îi suna, ori îi spuneam, uite, tata e ocupat, dar el se gândește la tine, ți-a transmis așa, uite, ți-a lăsat desenul ăsta, ți-a lăsat mesajul ăsta. Am ținut tot timpul legătura dintre Mircea și copii foarte strânsă și dacă se mai supărau sau îi spuneam, uite, tu ai jucăriile astea și putem să mergem în vacanță la mare sau... Pentru că tata muncește foarte mult și de asta muncește, de asta lipsește. Și adică când legeam era acasă? Puțin și când era acasă era, e foarte cald și apropiat de ei. Nu știe să le zică nu. Asta era o mică problemă, să spun așa, de... pe care mai ales Ana, care e foarte sociabilă și șmecheruță așa și știa să profite, venea la mine, tati mi-a dat voie să merg nu știu unde. Și era cât un schimb de priviri între noi și Mircea spunea, nu, ți-am dat voie să mergi dacă este și mama de acord, știi? Încerca să corecteze. Da. Dar și acum are o slăbiciune și e foarte... sensibil la copii. Deci trebuie să le spun ascultătorilor care nu văd, deși noi suntem și video, că doamna John are lacrimi în ochi de când a început această discuție. Pentru că probabil este subiectul cel mai aproape de suflet. Așa e, așa e. Când vorbești despre ani frumoși, despre copii, câteodată te emoționezi. Eu sunt foarte curioasă cum ați reușit să gestionați această situație. Noastră ați terminat arhitectura și mai țineți minte când, cum v-ați cunoscut cu domnul Joana? Da, sigur că da. Ne-am cunoscut în vacanța de iarnă și anume cred că erau primele zile de ianuarie. Eu eram în anul întâi de facultate,
El era, cred că în ultimul an de facultate, eu la arhitectură, el la Politehnică și ne-am cunoscut la predeal, la schi. Eu eram la schi cu niște prieteni și el schia cu un grup de prieteni și în grupul lui de prieteni era o vecină de-a mea, așa, de unde locuiam cu părinții și la un moment dat am schiat împreună cele două grupuri și la coadă la telescaun, care era un telescaun de două persoane și făceai 20 de minute până sus. S-a întâmplat, se zice, să urcăm noi doi împreună. Și unii dintre prietenii noștri erau deja cupluri și am urcat împreună și am stat de vorbă și el era începător la schi, eu schiam foarte bine și m-a impresionat că era un băiat extrem de politicos, bine crescut, educat, știa de toate și apoi am ieșit seara, era o discotecă la hotel Predeal în Demisol și am stabilit să ne vedem și în București cu aceeași gașcă și așa ne-am împrietenit. Eu am inventat un nou personaj în Gașca Zurli, se numește Zâna Poveștilor. Așa. Pentru, și Zâna Poveștilor vine din Regatul Poveștilor, în care sunt povești peste tot și toate lucrurile au o poveste și în fiecare om există o poveste și toate poveștile încep cu a fost odată. Așa. Și îmi doresc foarte mult să îi ajut pe părinți să spună povești copiilor, să spună povestea zilei în care s-au întâlnit părinților, povestea zilei în care mama a aflat că este însărcinată și a aflat și tatăl ulterior, povestea numelui, povestea zilei în care copilul s-a născut, povestea botezului, pentru că nu toți avem acest talent de a spune poveștile inspirate din viața noastră, nu trebuie să inventăm foarte departe. Și copiii sunt extrem de impresionați. Asta vor, despre ei. Întrebau pe părinții mei, dar spune-mi când era mama mică cum era, dar mama cu tata când erau tineri, adică vor să afle, să se transpună, să te vadă pe tine. Deci eu abia aștept, după pauză, să ne întoarcem și să aflu povestea zilei în care domnul Joana a aflat că o să fie tată. Pentru prima dată, când ați rămas însărcinată cu Alexandru, cum i-ați comunicat și cum a reacționat și pe urmă cu Ana Maria, pentru că astea mi se par poveștile cele mai importante dintr-o familie și cu siguranță că le vom da foarte multe idei ascultătorilor noștri. Ne întoarcem în câteva minute să continuăm discuția aici la Părinți de Gașcă și o să încerc să aflu mai multe lucruri despre relația părinte-copil din familia Joana, unde doamna Joana poate să privească deja peste umăr în spate cu detașare și să ne spună provocările și lucrurile pe care a reușit să le gestioneze într-un fel din care putem să ne inspirăm și noi părinții de astăzi. Ascultă Părinți de Gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM. Ne-am întors la Europa FM, sunteți la Părinți de Gașcă, doamna Mihaela Joana este invitata mea de astăzi și am promis că revenim cu o poveste pe care nu știu dacă ați mai spus-o. Cum a aflat domnul Joana că o să fie tată? Era... Unde erați? Altă... A fost odată ca etapă. Niciodată. A fost odată ca niciodată. Adevărul e că trebuie să spun întâi și întâi că tot timpul am admirat... povestea Zurli și ceea ce ați pornit din dragul de a scrie povești pentru copil și pentru copilul meu. Exact, pentru copilul pentru proiectul tău, meu, din da, proiectul meu de viață, ca să zic așa. Și asta mă amintește mama mea era foarte talentată la asta și era nebunită după nepoți, bineînțeles, și le inventa povești copiilor. Stăteau la breaza, la sobă și ardea focul și ea le povestea, inventa povești despre orice. Diverse, da, și copiii erau fascinați. Deci asta cu spusul poveștilor este un lucru extraordinar. Nu era, să spun așa, cum se întâmplă acum, că
tu afli și faci o surpriză, un balon albastru, verde, galben, așa. La fel cum mă întreabă Ana, cum te-a cerut tata? Că acum e inelul, genunchiul jos, știu eu ce, îți face o întreagă, exact, o călătorie, o vacanță, da. Pur și simplu, da, îi spun Anei, zic că pur și simplu vorbeam, ne iubeam și spuneam cum o să arate viața noastră împreună și cum... S-a dedus că exact, ne vom căsători. Și apoi am zis hai să se cunoască părinții și a fost o masă care a fost logodna, să zicem, n-a fost nimic special, da. Adică nu era cum este acum, asta vreau să spun. Iar asta cu Alexandru, sarcina, deci noi eram căsătoriți de 7 ani de zile. Bunicii erau nebuniți toți. Când? Își doreau. Aceeași replică pe care o aud toți pe care o spun căsătorit. Eu acum. Da? Aoleo, nu vă spun. S-a întors? Când Anei, când lui Gheret, când Cuscrilor, fac tot felul de apropouri, de glumițe, de orice numai să avem și noi nepoți. Da, s-a întors. Și cei drept, încercam de vreo 3 ani și nu se întâmpla. Adică primii 4 ani nu am vrut și apoi încercam și nu se întâmpla. Doar după aveam o problemă înainte de Revoluție, că am spus că nu vreau să am copii pe care să-i bată învățătoarea. Era obsesia mea că puteai fi bătut la școală. Și deci noi căsătorim în 85, abia din 90 am început să încercăm să facem copii spre disperarea bunicilor. Și pur și simplu am constatat că mi-a întârziat ciclu și eram bucuroasă și am zis ar putea și nu erau teste. Și abia după vreo lună am fost la medic și am aflat împreună. N-a fost un setup, o ceva foarte special, dar nu vă spun ce bucurie a fost pe toată lumea și pe Mircea și pe bunici. Și apoi mai era lucrul ăsta, tot timpul mi-am dorit să am un băiat și o fată, să fie băiatul mai mare și fata mai mică, să fie cuplu, să o protejeze, să... Iar Mircea tot ce își dorea era ca fetița lui să fie, spunea, o Sabatini. O plăcea pe Sabatini, care juca tenis și era înaltă, suplă, mai brunețică, mai... Exact asta este Ana, da. Am avut noroc, ne-a ieșit așa cum ne-am dorit, să avem și băiat și fată și... Da. Și mai sunt lucruri pe care vi le-ați dorit așa foarte tare și v-au ieșit? Cum a ieșit asta, cum mi-am dorit o fetiță și un băiat? Da, am dorit o fetiță și un băiat. Tot să spun eu, da, cred că meu cam ieșit așa cam ce mi-am dorit. Mi-am dorit să pot să fiu activă, să fiu activă și cu sens, adică să fac o diferență și totuși să am timp de copii. Și tot timpul mă gândeam cum să fac, cum să merg în învățământ, asta? Să merg, adică știi, ca să am un program, să nu stau undeva 8 ore și apoi să vin acasă și să fiu obosită și să n-am timp de copii. Ați abandonat arhitectura? Am abandonat profesia în momentul în care am plecat la Washington, unde nu puteam să lucrez. Și când m-am întors, pentru că el era membru în guvern, ar fi fost, știu eu, un conflict de interese să spun, știi, eu fac decorațiuni, decorez reședința ambasadei sau a cui își permitea să aibă decorator, arhitect, ceva pe vremea aceea. Nu erau mulți oameni. Și învățasem foarte multe despre societatea civilă, despre cât de mult bine poți să faci dacă ai o voce. Și cum în perioada era foarte multă atenție pe ministrul de externe, soția ministrului de externe, erau interviuri în el, în toate revistele, era interes și aveai o voce. Și mi-am zis, decât să vorbesc despre ce? Despre vacanțe, despre cu ce mă îmbrac, despre...
Adică nu erau subiecte care, care ajutau. Și Crucea Roșie și Fundația Renașterea luptă pentru drepturile copiilor, drepturile mamelor, drepturile familiilor defavorizate în special. Așa este, dreptul la sănătate, dreptul la educație. Fundația Renașterea de 23 de ani promovează diagnosticul la timp și prevenția. Și avem două unități mobile cu care mergem în zone rurale și facem analize ginecologice și mamografii. Practic este un cabinet radiologic care merge în satul, în comună, într-un mic oraș, unde femeile au acces mult mai greu la asemenea analize. Și cred că cu tehnologia în ziua de astăzi, așa putem acorda acces la sănătate și la prevenție femeilor și tuturor celor din mediul rural. O să mai aveți timp de astea din toamnă? Oh, da, o să am și mai mult timp și sănătatea și educația sunt niște priorități și sunt necesități. O țară fără o educație solidă nu poate progresa. Și asta este și credința lui Mircea că tinerii trebuie să aibă acces la educație în mod egal și copiii din zone defavorizate și copiii din, de romi, de exemplu, este cea mai bună formulă de a integra. Și mai este un lucru, cred că copiii trebuie să aibă acces gratuit la creșă de la 2 ani pentru ca mamele să poată să-și continue activitatea și să meargă fără grijă că pentru că copilul ei este bine îngrijit. Doamna Mihaela, eu abia aștept să văd atenția unei autorități asupra acestor oameni și asupra acestor mame și asupra acestor copii, pentru că sunt multe de făcut. Cred că fiecare dintre noi poate să facă puțin mai mult pentru binele societății. Iar ăsta a fost crezul meu de atâția ani și noi vom continua să facem asta. Vocea dumneavoastră a rămas constantă în toți acești ani în România. Am 23 de ani pe proiectele Renașterea și Crucea Roșie. Exact. Ați rămas constantă și ați crescut aceste proiecte cu fiecare an. Exact. Și v-ați adresat mai multor oameni aflați în nevoi. Da, asta am învățat despre cancerul de sân și despre cum să te concentrezi pe un subiect și să stai pe el și să faci o diferență, cum să atragi atenția, cum să strângi fonduri, diverse lucruri pe care apoi le-am pus în practică aici. Și în general, când mă apuc de un lucru, îl fac cât de bine pot eu și mă țin de el. Și mi-a ieșit. Adică, și mai ales să... Mi-a ieșit combinația asta de a fi implicată, de a avea viața mea profesională și de a putea să mă ocup de copii, de a putea să-mi fac programul cum vreau, cu toate că de multe ori muncești mai mult decât ai munci, știu eu, dacă ești pur și simplu angajat, dar muncești în ritmul tău, în orele tale, câteodată lucrezi și seara, câteodată lucrezi mai devreme dimineața, dar când copiii au nevoie de tine, ești acolo. Eu și mi se pare foarte important pentru o mamă sau unul dintre părinți să poată să facă asta. Eu am creat Zurli pentru că aveam nevoie de un spațiu în care Maia să poată fi inclusă și să pot să o iau cu mine, mai ales că eu am fost mamă singură și, da, și era cu atât mai complicat. Și din ce în ce mai multe mame îndrăznesc să facă lucruri din pasiune și din vocație, să le transforme în surse de venit, tocmai pentru a putea fi cât mai mult timp alături de copiilor. Acum asta este oarecum și o noutate și mai ales după pandemie, când poți să lucrezi de acasă, când poți să-ți construiești puțin programul, când poți să ai două joburi sau știi să-ți urmărești o pasiune. Mi se pare că tehnologia ajută foarte mult acum. Țineți minte care a fost cea mai frumoasă zi din viața familiei, Joana? Nu știu, pe de o parte a fost nunta, pentru că am avut o nuntă foarte frumoasă. Ambele cupluri de părinți au fost... erau fericiți de alegerile făcute, ne-au organizat o nuntă foarte frumoasă, am avut mulți prieteni, avem poze frumoase. Asta a fost o zi fericită și, bineînțeles, nașterea copiilor. Cred că fiecare familie are aceste zile.
Cum a fost ziua în care s-a născut Alexandru? Ziua în care s-a născut Alexandru a fost o duminică, era ziua tuturor sfinților, mama mea era foarte religioasă și ținea la lucrurile astea. Și am fost la spitalul municipal și am făcut o cezariană, era programată și a fost totul foarte, foarte bine. Se deschisese atunci o secție de maternitate în care era mama și copilul, era cu mine în cameră, deci nu era într-o altă cameră unde să mergi să-l alăptezi. A mers totul foarte bine. La Ana am avut o problemă pentru că același spital, aceeași secție, același medic, dar a luat o infecție în spital. Și am tras foarte tare primele zile. Ne-am dus acasă după 7 zile sau cum se zice atunci și ajungând acasă a început să facă febră și n-am putut să mai mergem înapoi în spital pentru că era o infecție intraspitalicească și să nu transmită sau... Și atunci am fost acasă cu perfuzii, cu... Și au umbrit puțin din bucuria... La 10 zile un bebeluș care să nu știi, da... Aia a fost o problemă, dar a trecut cu bine și a fost sănătoasă. Și astăzi Ana a, da. E nu, pregătită mare, să devină mamă. Exact, sperăm. Când o să vrea ea. Și dacă ar fi să spuneți cea mai grea zi din viața familiei Joana? Cred că a fost au fost așa cea mai grea săptămână, să spun, din viața noastră în care a murit mama mea, Ana a venit, că ea locuiește în Statele Unite, a venit în România pentru înmormântare și în ziua înmormântării au luat-o pe soacra mea la spital și a murit și ea și după 3 zile am avut altă înmormântare. Au fost 2 bunici în același timp. Nu știam asta. Da, a fost greu. Asta e o provocare peste care sigur nu ați trecut ușor. Aș vrea să ne spuneți cum reușește un părinte să rămână de gașcă în condițiile în care toți ochii sunt pe el. Mircea este un om care adică face foarte bine separarea problemelor. Chiar dacă, știu eu, are o problemă foarte grea sau, știu eu, e atacat sau când vine acasă sau când este într-un alt mediu, separă foarte bine lucrul ăsta. Se numește cumva a cloazona, a separa toate problemele. Și el, venind acasă, n-a adus niciodată problemele sau, știu eu, importanța lucrurilor pe care le face sau nimic. Este... venea acasă, era un părinte, se jucau în patrulabe, împodobea în bradu sau știu eu, făcea curse de mașinuțe cu Alexandru, orice. Nu spuneai că, știu eu, e o persoană importantă sau știu eu ce greutăți la pas sau ce probleme are de rezolvat a doua zi. Și mi se pare că asta e un lucru foarte important, să nu ducem grijile și... problemele de la servici să le aducem acasă și mai ales la copii care nu înțeleg, nu au aceeași, nu știu cum să reacționeze și de multe ori sperii sau au senzația de nesiguranță dacă împărtășești niște griji pe care ei nu le pot înțelege. Și după ce au crescut puțin mai mari, cum ați reușit să gestionați toată expunerea asta publică? Am încercat să aibă ei o viață cât mai normală. E adevărat că a fost greu. Ce facem? Avem, de când erau mici, asta mi se pare un lucru foarte bun pe care l-am făcut, stăteam la masă și jucam un joc, ce a fost cel mai bun și ce a fost cel mai rău în ziua sau în săptămâna respectivă. Fiecare spunea ce probleme a avut și ce bucurie a avut. Și apoi luam hotărârile în familie. Asta era un lucru pe care l-am făcut tot timpul, chiar dacă, bineînțeles, aduceam problema, o simplificam pe înțelegerea lor și votam în familie. Okay. Chiar și acum am votat în familie.
când, dacă să, știu eu, să pornească un nou proiect sau nu. Ați vorbit și cu copiii. A, da, da. Pentru că tot timpul luăm hotărârile împreună. Rezultatele îi afectează și pe ei, da, într-un fel sau altul. Da. Și acum sunt mai mari, dar în campania din 2009, Alexandru cred că avea 16 ani, o Ana 14, și mi-a zis într-o zi, a întrebat o prietenă, zice, dar cum te simți să vezi poza tatălui tău pe toți pereții? Știi? Și ni s-a părut, da, într-adevăr, e o întrebare, știi? Și au fost afectați. Adică după ani vezi sau îți spun sau ce au simțit cu adevărat. Pentru că erau adolescenți. Și atunci încercau să vă protejeze, probabil. Da, 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 bineînțeles. Cum vă vedeau prietenii copiilor? Vă vedeau părinți de gașcă? Da. Chiar și acum sunt prietenă cu prietenii lor. Am avut iluminarea la 1 octombrie a Academiei Române și cateringul a făcut șef Radu de la Caiamo, care a fost coleg de liceu cu copii, și au venit un grup de 3-4 foști colegi de liceu cu care avem relații extraordinare. Din copilărie petreceau nopțile la noi, petreceau vacanțe împreună. Da, avem relații foarte bune. Din păcate, timpul a zburat și eu mai vreau să știu ce au moștenit copiii de la domnul John. Alex are inteligența profunzimea lui și capacitatea de a învăța și de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă corectă. Ana cred că îi seamănă și fizic puțin și are sociabilitatea și căldura lui. Da. Eu vă mulțumesc foarte tare. Și eu mulțumesc mult, m-am simțit foarte bine. Mă duc la petrecere. Super. Pentru că noi astăzi împlinim 18 ani de Zurli România. La mulți ani, sunteți majori, puteți să și beți. Da, da, pentru prima oară, exact. Puteți să avem șampanie altfel. Acum 18 ani, când Maia avea 5 ani, eu am identificat lucruri care lipseau efectiv din viața românilor. Așa e, și se vede cât de necesară e și acum și cât le-am de bine creat primit. Pentru copilul meu și mi-am propus ca până în 2026, când de azi în 2 ani, când împlinim 20 de ani, să ajung în toate orașele din România. Mare lucru, pentru că acolo este mare nevoie și mi se pare că e impactul cel mai mare. Și poate stăm la o poveste și dezvoltăm ideea prin care putem să ajutăm părinții din aceste zone. Exact. Poate chiar prin Crucea Roșie. Da, da. Și prin Fundația Renașterea să se apropie mai mult de copiilor. Mulțumesc din toată inima. Dragi ascultători, găsiți înregistrarea emisiunii și în Spotify și pe YouTube pentru cei care n-ați reușit să o auziți de la început. Doamna Mihaela John a fost invitata mea de astăzi și mă bucur că am aflat foarte multe lucruri despre relația din familia John, dintre părinți și copii. Eu sunt Mirela Retegan și mă găsiți pe Drumurile Patriei. Săptămâna viitoare o să fiu la Timișoara, Jimbolia, Șiria și Sebiș. Săptămâna cealaltă o să fiu la Craiova, Caracal, Băilești. Săptămâna cealaltă o să fiu în Nord, la Iași, la Bacău și mai sunt câteva orașe mici. În fiecare weekend, împreună cu echipa mea de la Zurli, mergem într-un oraș mare și câteva orașele mici. Iar pe voi vă invit pe contul meu, mirelaoficial.ro, să intrați și să răspundeți la o întrebare foarte simplă. Dacă ați ascultat emisiunea, va fi foarte ușor să răspundeți care este cel mai important proiect din viața voastră. Și unul dintre voi o să primească o carte astăzi aici acum și un joc, eu sunt, un joc de familie. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată atenția, vă doresc o duminică minunată, vă mulțumesc pentru urările de la mulți ani pentru Zurli și până data viitoare aveți grijă de voi și de cei pe care iubiți. La revedere! Părinți de gașcă cu Mirela Retegan la Europa FM.